În același timp, șoferii care vor să facă economie primesc ajutor acum și de la hărțile Google. O funcție introdusă în 40 de țări, printre care și România, sugerează și rutele pe care se consumă mai puțin combustibil. Doritorii trebuie să ia în calcul că pe traseele mai ieftine s-ar putea să călătorească mai mult până la destinație. Mihai Nanu se pregătește să plece din Brașov spre Constanța și a ales ruta ecologică indicată de harta Google. Traseul lui ocolește municipiul București și durează cu 24 de minute mai mult decât cel mai scurt, dar asigură o economie de combustibil. Practic avem un consum mai mic cu 10% dacă activăm această opțiune. Înseamnă undeva la 20-30 de lei mai puțin. În situația în care până la destinație există mai multe rute, noua funcție introdusă pe harta Google indică pe care dintre ele consumul de combustibil este mai mic. Utilizatorul vede afișată economia relativă, dar și diferența de timp între trasee. Așa e ce puțin mai economic, având în vedere prețurile care sunt din ce mai mari. Funcția introdusă pe harta Google calculează economia de combustibil în funcție de tipul de motor, pe benzină, motorină, electric sau hibrid. La viteze mai mari, motoarele diesel sunt mai eficiente decât cele pe benzină. Vehiculele hibride sau electrice performează mai bine în condițiile de trafic aglomerat, cu multe plecări de pe loc. Și asta se traduce atât în economie de bani, dar și în reducerea emisiilor de carbon. Noi mai oferim genul acesta de alegeri și în momentul în care vrei să cauți zboruri, unde îți afișează emisiile de carbon a fiecărui zbor, sau hoteluri care au adoptat practici ecologice. Statisticile arată că în Europa transportul pe șosele reprezintă cea mai mare sursă de emisii de carbon. Utilizând noua funcție care sugerează rute economice, șoferii fac economie la bugetul călătoriei, dar protejează și mediul. By helping you make more sustainable travel choices, eco-friendly routing alone could help take the equivalent of 200,000 cars off of the road per year. Better for the environment and your wallet. Această nouă opțiune a hărților Google a fost lansată în 40 de state europene și este disponibilă deja pe unele telefoane din România.